Bună! Vă propun un club de dezvoltare personală pentru adolescenți cu mine, Mona de la Smart. Un club în care să vorbim despre empatie, compasiune, înțelegere, colaborare și comunitate. Și să trecem de abstractul acestor cuvinte sau de frumusețea lor. Și să încercăm să le facem parte integrantă din noi. Să vorbim despre toleranță, responsabilitate și asumare. Despre inițiativă, implicare, leadership, despre stimă de sine, încredere și respect. De ce nu despre gândire critică și asertivitate? Sună bine, nu? Adolescentul este adesea pus sub lupa notelor și a rezultatelor școlare, a competiției, a comparațiilor, iar valoarea adolescentului este de multe ori dată de locul ocupat în vreun concurs național sau olimpiadă școlară. Poate că este momentul ca școala și societatea să se uite la adolescentul om, la tânărul în formare și la valorile sale. Sau și mai bine, să-l ajute să crească, să se cunoască, să se dezvolte. Vă invit la o serie de 4 întâlniri de o oră, desfășurate în luna decembrie în online, pe Zoom, marțea de la 6 la 7 seara. Trainer, gazdă, voi fi eu, Mona Șerban, profesor de limba engleză, și manager al Academiei Smart din Pitești, cu experiență academică internațională și formare profesională în Londra și Cambridge. Ce caut? Caut între 6 și 10 adolescenți faini din toată țara. Fiind pe Zoom, putem să fim din toată țara, din orice colț al României. Între 13 și 17 ani, proactivi și cu spirit de inițiativă, care vor să se cunoască mai bine, să-și facă prieteni și sunt deschiși la provocări mici și mari, pentru că cu siguranță vom avea câteva provocări. Criterii de selecție trimite o poză cu emoție. Poate fi orice fel de poză, dar să fie făcută de tine. Scrie în maxim 200 de cuvinte ce ai vrea să schimbi în școala ta sau în comunitatea ta locală, dacă ai putea. Scrie cel puțin o soluție la care te-ai gândit tu. Trimite poza și compoziția la acest e-mail, mona.serban@gmail.com, până sâmbătă, 5 decembrie 2020 și în curând vom avea și lista de finaliști. Mult succes! Să ne vedem la club!